Acum ne-am obișnuit cu centrala pe gaz, pentru că avem apă caldă la orice oră vrem, căldură la fel. Și la preț trebuie să facem noi în așa fel încât să consumăm mai puțin. Deci, adică ține de exemplu, dumneavoastră, nu ține, e absolut ține de om. El știe cât să consumi. Deci da. Eu până ora actuală nu am dat drumul la centrală, la căldură. Faci ca așa, la video ne vin 10 minute, te ieși berberită, ai făcut baie, te-ai culcat și căldură în casă. Dar care avem centrale, zic să merg. Chiar dacă o să fie o leacă mai scump, da, să merită. În perioada verii, sistemul centralizat vasluian a mai pierdut o serie de abonați. Au mai fost alte 75 de cereri de debranșare de la sistemul centralizat, care au fost acceptate fiind cererile fiind făcute în perioada de până în 1 octombrie, perioada care am prelungit-o de încă două ori pentru a avea un inventar clar a celor cu care dorim să mergem înainte sau doresc să meargă înainte cu noi. Acțiunile de debranșare s-au încheiat odată cu luna noiembrie, iar Termprodul încheie contracte cu cei care își doresc agent termic în sistem centralizat.